Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru marți, 18 mai. Hai să vedem pentru această zi de marți, 18 mai, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici șaptele de monede. O carte care vă îndeamnă să așteptați, să aveți răbdare, să nu încercați să forțați nota, să forțați mâna unei persoane, pentru că lucrurile nu o să iasă bine dacă insistați prea mult. Șaptele de monede, șaptele de materiale, este o carte cu viteză mai redusă. E o carte care ne aduce aminte de importanța momentului în care se întâmplă anumite lucruri și aici nu aveți cum să forțați mâna Universului și să faceți ca anumite lucruri să se întâmple mai repede decât e planificat prin schema divină, prin planul divin. Aici ați plantat sămânța, ați început conversația cu un posibil partener sau parteneră, ați plantat ideea în mintea partenerului sau partenerei actuale și acum trebuie să așteptați, să-i dați timp celelalte persoane să gândească, să răspundă, să acționeze după cum îi dictează inima și conștiința. Dacă o să fiți foarte insistenți, dacă o să sufocați cealaltă persoană cu atenția voastră, cu insistențele voastre, cu prezența voastră constantă, sămânța pe care ați plantat-o o să putrezească în pământ și nu o să dea rodul la care voi vă așteptați. Mesajul acestei cărți, într-o propoziție, ar fi toate la timpul lor. În urmare, aveți răbdare, pentru că ceea vostru-i pus deoparte și dacă nu e dat să fie, nu o să se întâmple. Oricât de mult insistați, oricât de mult vă doriți, dacă nu e menit, nu e menit. Pe partea de sănătate avem aici 5-ul de cupe, 5-ul de emoții. Aici sunteți triști, sunteți supărați, ofticați, pentru că ceva nu a ieșit așa cum v-ați așteptat. Dar, dacă vă uitați atent în jurul vostru, vedeți că fie nu ați dus tratamentul până la capăt, fie nu ați ținut dieta așa cum era prescris, fie nu ați respectat pe de-a întregul instrucțiunile date de medic sau de terapeut. Pentru cei care sunteți ferm conviși că ați făcut toate lucrurile ca la carte, nu disperați, pentru că aici mai există și alți medici și alți terapeuți pe care încă nu i-ați consultat și care au opinii diferite, care au tratamente diferite, care o să se potrivească mai bine pentru voi decât ceea ce ați încercat până acum. Prin urmare, nu disperați, soluția pentru problema voastră de sănătate există, doar că încă nu ați ajuns la medicul sau specialistul potrivit pentru a găsi această soluție. Mai încercați! Și dacă nu știți în ce direcție să mergeți, ascultați-vă instinctul. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem cea mai pozitivă carte din etalarea pentru această zi, Roata Norocului. Se învârte roata și norocul începe să vă surâdă. Orice job, afacere, parteneriat început în această zi, sub această energie, va fi foarte benefic pentru voi. E o zi foarte bună ca să semnați contracte, să găsiți clienți, colaboratori, să vă trimiteți CV-ul dacă nu aveți un loc de muncă, să vă faceți CV-ul și să-l trimiteți la diverse firme, la diverse companii, pentru că aici norocul este de partea voastră și sub această energie puteți să obțineți tot ceea ce vă doriți pe partea financiară. Puteți să obțineți jobul pe care îl visați, puteți să
aduceți în firmă clienții pe care vi doriți să-i aveți, puteți să obțineți proiectele pe care voi vreți să lucrați. O zi foarte frumoasă, foarte pozitivă, profitați de această energie ca să negociați niște termeni contractuali mai buni pentru voi, ca să negociați proiectele pe care voi vreți să lucrați, ca să negociați traiectoria voastră în carieră pe termen lung. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi de marți, să vedem ce mesaj suplimentar putem să scoatem de la aceste cărți oracol pentru această zi. Orice boală conține o lecție pe care trebuie să o învăț. Mintea mea este un instrument eficient de vindecare. Un mesaj foarte frumos care vine și completează mesajul pentru partea de sănătate în această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!